Vă invit să deschidem Cartea Sfântă Biblia la Faptele Apostolilor, capitolul 2. Am să citesc de la versetul 1 până la versetul 21, pagina în Biblie 1056-1057. Pentru cei care aveți Biblie, să le deschideți la Faptele Apostolilor, capitolul 2, și bine ar fi să avem toți Biblie. Începând de la versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer ca sunetul unui vâjit puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzut împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și au rămas încremenită, pentru că fiecare auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minuneau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să însemne asta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plini de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În această zi, în timpul care a mai rămas la dispoziție, aș vrea să-mi intitulez mesajul: ce poate împiedica o persoană să fie botezată cu Duhul Sfânt? Iată, Apostolul Petru spune despre acest botez al Duhului Sfânt, pe care nu l-au înțeles neamurile care auzeau pe iudei vorbind în alte limbi, nu înțelegeau ce se petrece. Apostolul Petru a spus că această promisiune, această făgăduință este și pentru cei dintre neamuri care în cursul anilor, în cursul timpului, în scurgerea vremurilor, până va veni Domnul, se va realiza acest botez al Duhului Sfânt. Ca să înțelegem, și nu că nu știm, ci ce este acest botez cu Duhul Sfânt, aș vrea să punctez mai întâi câteva lucruri, și anume, cine este Duhul Sfânt, apoi importanța botezului cu Duhul Sfânt și modalitatea botezului cu Duhul Sfânt. După ce voi prezenta aceste trei lucruri, apoi vom vedea ce împiedică o persoană să fie botezată cu Duhul Sfânt. Aș vrea să întreb, și fără să-mi răspundeți, este cineva aici care nu-i botezat cu Duhul Sfânt? În perioada de începere sau de trezire, mai bine zis, a Bisericii Pentecostale, Dumnezeu a făcut această lucrare prin multe botezuri cu Duhul Sfânt. Mulți creștini care s-au convertit, care s-au lăsat treziți de această putere a lui Dumnezeu, nu începând din America, ci începând de aici, din Ierusalim. Începând de aici, din Ierusalim, și de-a lungul viacurilor, au existat manifestări ale Duhului Sfânt în biserică. De exemplu, chiar în sânul Bisericii Catolice au existat botezuri cu Duhul Sfânt. În sânul Bisericii Ortodoxe, în oastea Domnului, au existat botezuri cu Duhul Sfânt. Și de ce nu, și în Biserica Pentecostală au existat, și vreau să spun că mai există botezuri cu Duhul Sfânt.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este o persoană divină, nu doar o forță activă a lui Dumnezeu. Și am să dau 3 citate biblice, cel puțin, nu pot să le dau pe toate, pentru a scoate în relief faptul că Duhul Sfânt este o persoană divină. Ioan 14 cu 16, Iisus a spus, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va trimite un alt mângâitor. Când e vorba de alt mângâitor, se referă la o altă persoană din cadrul dumnezeirii. Efeseni capitolul 4, versetul 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cu care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Iată că Duhul Sfânt, în calitate de persoană, cum îl prezintă Iisus, are sentimente, se poate întrista. De aceea spune Biblia să nu întristați pe Duhul Sfânt. Dacă noi îl întristăm prin viața noastră în inconformitate cu voia lui Dumnezeu, Duhul Sfânt se întristează, El chiar poate să plece din viața unei persoane. Romani 8:26, Duhul Sfânt simte împreună cu noi și nu numai că simte, spune Apostolul Pavel, ci mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Pe lângă faptul că are sentimente, are și atribuții în viața creștinului și anume, pe lângă faptul că Iisus este mijlocitor între om și Dumnezeu, Duhul Sfânt este mijlocitor între creștin și Dumnezeu, între cel care l-a primit pe Hristos. Iată doar 3 argumente biblice, sunt mult mai multe, care scot în relief faptul că Duhul Sfânt este persoană divină. De ce este important să fim botezați cu Duhul Sfânt? De ce astăzi în biserică nu se mai pune un accent, în biserica penticostală, atât de acut pe botezul cu Duhul Sfânt? Sunt biserici penticostale, sigur că nu este o chestie generală, dar sunt biserici penticostale care nici nu mai practică botezul cu Duhul Sfânt sau care chiar au îmbrățișat acea învățătură care străină Evangheliei spun că atunci când ești botezat în apă, automat ești și botezat cu Duhul Sfânt. Am văzut chiar imagini în sensul acesta și de aceea detest această învățătură care este în afara Scripturii și care nu este biblică. De ce e important să fim botezați cu Duhul Sfânt? Nu e important să fim botezați cu Duhul Sfânt doar să vorbim în limbi. Pentru cei mai mulți care am fost botezați cu Duhul Sfânt, ne mulțumim la faptul că am fost botezați, am vorbit cândva în limbi și astăzi nici nu mai vorbim în limbi. Dar nici alte daruri ale Duhului nu se manifestă. Îmi doresc din toată inima manifestarea darurilor Duhului Sfânt să fie în biserică. Darul prorociei, darul vedenilor, darul vindecărilor, darul cârmuirilor, atâtor daruri pe care le împarte Duhul Sfânt. Mă întreb unde sunt aceste daruri care ar trebui să fie și să fie sub acea amprentă divină, nu mânată de anumite ambiții care nu-s de la Duhul. Iată de ce e important să fim botezați cu Duhul Sfânt. În primul rând, pentru a primi o putere. Fapte 1:8, Iisus a spus, voi veți primi o putere. Fără această putere a lui Dumnezeu, nu putem să facem nimic. După cum trupul acesta nu mai poate să facă nimic dacă nu are putere. Uitați-vă la oamenii în vârstă care tremură, care merg sprijinindu-se de un baston. De ce fac lucrul acesta? Pentru că organismul își pierde puterea, nu mai are acea vigilență, acea putere, nu mai are acea, știu eu, energie care o avea atunci când era mai tânăr. Când se pierde puterea, avem nevoie de această putere. E nevoie de botezul cu Duhul Sfânt pentru a primi daruri, 1 Corinteni 12:4, pentru a rodi, Galateni 5:22, pentru a fi sigilați, Efeseni 4:30, Efeseni 1:13-14, pentru a avea călăuzire, Ioan 14:26, pentru a fi puși în slujbe, Fapte 6:3, și vreau să repet, pentru a fi puși în slujbe, pentru biserica primară, prioritar nu era votul care îl obținea cel pus la vot, ci prioritar era dacă el e plin de Duhul Sfânt sau nu. Pentru a fi mântuiți, Romani 8:9, pentru a fi participanți la prima înviere, Romani 8:11, și pentru a ne zidi sufletește, 1 Corinteni 14:4. Iată sunt câteva referințe biblice care le-am dat, sunt mult mai multe beneficii ale botezului cu Duhul Sfânt, nu doar vorbirea în limbi. Și nu o vorbire în limbi scurtă, a spune doar câteva cuvinte și apoi gata, e botezat cu Duhul Sfânt. Nu.
Am văzut din ăștia care au spus 3-4 cuvinte în altă limbă și după aceea nu i-ai mai văzut la biserică. Nu i-ai mai întâlnit pe calea neprihănirii. Botezul cu Duhul Sfânt are o paletă foarte largă de manifestări. Care sunt modalitățile prin care un creștin poate să primească Duhul Sfânt? Am găsit în Biblie 3 modalități, n-am găsit altele. Și dacă aceste 3 modalități sunt suficiente, dacă Dumnezeu doar acestea l-a lăsat. Iată, prin rugăciune, fapte 2, Biblia spune că ucenicii erau adunați împreună și ce făceau? Se rugau. Și în timp ce se rugau, s-a coborât Duhul Sfânt peste ei. O altă modalitate este prin punerea mâinilor. Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 17, dacă deschidem acolo Biblia sau dacă mă afișați momentul acela, iată ce se spune acolo atunci când ucenicii și-au pus mâinile peste samariteni ca să primească Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, Petru și Ioan și-au pus mâinile peste ei și aceștia au primit Duhul Sfânt. Înainte au fost botezați în apă și după aceea au fost botezați cu Duhul Sfânt. Deci iată o altă modalitate este prin punerea mâinilor. Și în fapte 10:44, o a treia modalitate este în timpul rostirii predicii. În timp ce Petru rostea aceste cuvinte, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei din casa lui Corneliu care ascultau cuvântul Domnului. De aceea e așa de important la o predică să fii atent. Să participi cu toată mintea și inima ta, să asculți mesajul evanghelic, pentru că chiar în timpul predicii Domnul poate să te boteze cu Duhul Sfânt. Iată cele 3 modalități, prin rugăciune, prin punerea mâinilor și în timpul rostirii predicii. Aș dori, după cum am cântat, să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze. Dar de ce nu mai lucrează Duhul Sfânt? Cine o fi piedica? Aș vrea să-mi intitulez mesajul și încă o dată îl repet. Ce poate împiedica o persoană să fie botezată cu Duhul Sfânt? Ai venit de atâtea ori și te-ai rugat ca să te boteze cu Duhul Sfânt Domnul și poate nu te-a botezat. Iată care sunt câteva piedici care ar fi în calea botezului cu Duhul Sfânt. Mă rog Domnului să nu fie persoană sau membru în Biserica Muntele Sionului care să nu fie botezată cu Duhul Sfânt. Îmi doresc din toată inima și spuneți amin, toată biserica să fie botezată cu Duhul Sfânt. Îmi doresc copiii noștri, tinerii noștri care cresc aici împreună cu noi, să nu fie penticostali tradiționali, obișnuiți cu biserica fără o experiență cu Dumnezeu. De fapt, nici nu știu cum să le explic în cuvinte botezul cu Duhul Sfânt, că nu există explicație. Când Biblia vorbește despre a-L cunoaște pe Dumnezeu, de exemplu în Psalmul 34, versetul 8, Biblia nu spune citește și învață cât de bun e Domnul, ci Biblia spune gustați și vedeți ce bun este Domnul. A gusta este o experiență personală, este o chestiune care o simt eu personal, la fel cum gust un măr, cum gust un fruct, cum gust o prăjitură, nu pot să explic în cuvinte gustul ei, decât atunci când eu o iau în gura mea, prăjitura, mărul sau orice ar fi, și atunci pot să-mi dau seama de gust. În aceeași manieră experimentală, ca să-L cunosc pe Dumnezeu, trebuie să am o experiență personală. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Iată câteva piedici în calea botezului cu Duhul Sfânt. Prima piedică în calea botezului cu Duhul Sfânt este absența sfințirii. Când un om nu se sfințește, degeaba vine la stăruință, degeaba vine să se roage, pentru că Duhul Sfânt nu se coboară într-un om care trăiește în imoralitate, care trăiește în păcat, care trăiește în fără de lege. Duhul Sfânt s-a coborât peste cei 120 din fapte 2 unde am citit. Dar oamenii aceștia erau niște sfinți, niște oameni care umblau cu Dumnezeu, care au umblat cu Hristos. Domnul Iisus Hristos prin jertfa de la Calvar i-a curățit, i-a sfințit. Și acum cei 120 despre care Biblia vorbește cine erau, chiar și mama Domnului Iisus Hristos era prezentă acolo și ceilalți ucenici. Și toți aceștia stăruiau cu un cuget înaintea lui Dumnezeu. Erau oameni sfinți, oameni care s-au păzit sau au terminat-o cu păcatele, cu fără de legile, oameni care s-au pus deoparte pentru Dumnezeu. Ne întrebăm de ce nu sunt botezuri cu Duhul Sfânt, pentru că creștinii nu mai vor să trăiască în sfințenie. Nu poți să trăiești în păcat, în imoralitate și apoi seara să vii să te boteze Domnul cu Duhul Sfânt. Ăla nu-i botez cu Duhul Sfânt, chiar dacă te-aș auzi vorbind în limbi. S-ar putea să fie o influență străină, dar nu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt se coboară peste un om care a decis să trăiască în sfințenie, s-a convertit,
s-a întors la Dumnezeu și a zis: de azi înainte vreau să pun capăt păcatelor și fără de legilor mele. Vreau să mă pun deoparte pentru Domnul, vreau să mă sfințesc. În momentul când ai făcut această decizie, poți să vii la stăruință. Duhul Sfânt se coboară, se poate coborî peste tine. Dar câtă vreme trăiești în păcat, în fără de legi, nu încerca să-L păcălești pe Dumnezeu, pentru că nu se poate. Din rândul celor 11 ucenici care erau prezenți, lipsea Iuda. Iuda nici nu avea ce să mai vină, el și-a decis singur soarta. În locul lui a fost ales Matia, dar știți ce calități le-a căutat Dumnezeu la Matia? Au fost doi care au fost puși în față. Și ucenicii s-au rugat: pe care din acești domne îi alegi? Dar amândoi erau oameni sfinți, oameni cu frică de Dumnezeu. Însă așa a ales Dumnezeu, ca Matia să ia locul lui Iuda. Și peste toți aceștia s-a coborât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Biserică, muntele Sionului. Duhul Sfânt s-a coborât peste unii din noi. Dar dacă s-a coborât Duhul Sfânt peste unii din noi, Dumnezeu să ne ajute să trăim în sfințenie. Pentru că altfel, întristându-L pe Duhul Sfânt, ascultați-mă bine ce vă spun, nu ce spun teologii liberali, că odată botezat cu Duhul Sfânt nu mai poate pleca Duhul Sfânt. Ba da, Duhul Sfânt poate părăsi o persoană, poate pleca, poate lăsa, conform Bibliei, Duhul Sfânt poate pleca din viața unei persoane și să rămână doar o amintire botezul cu Duhul Sfânt. Iată de ce Duhul Sfânt nu s-a coborât peste Simon în Fapte 18:23. Biblia spune că acolo, printre oamenii care s-au botezat în Fapte 8, s-a botezat în apă și unul Simon, care înainte se ocupa cu ocultismul. Omul acesta, după ce a fost botezat în apă, au venit Petru, Ioan, ucenicii, s-au rugat peste samariteni și au pus mâinile și au primit Duhul Sfânt. De ce Simon nu-i botezat cu Duhul Sfânt? Și el poate stăruia. Zice el, când a văzut că Duhul Sfânt este dat prin punerea mâinilor, stătea și asista, era și el în acea grupare, a văzut că Duhul Sfânt se coboară peste samariteni, peste conaționalii lui și a zis: și eu vreau Duhul Sfânt. Ba mai mult, nu numai că vreau să fiu botezat, vreau să îmi pun și eu mâinile peste alții și peste cine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Și zice Biblia că a recurs la o practică neortodoxă. Adică când spun neortodoxă, nu mă refer la religia ortodoxă, mă refer la necreștină. O practică necreștină, neortodoxă. A zis, s-a dus să dea apostolilor bani. Vă dau bani, vă dau orice, peste oricine îmi voi pune și eu mâinile să primească Duhul Sfânt. Știți reacția lui Petru. Ce i-a cerut Petru lui Simon? Nu banii, ci a zis să te pocăiești de această răutate. Să te sfințești dacă vrei ca Duhul Sfânt să te boteze. Să te sfințești dacă vrei ca și tu, când îți vei pune mâinile peste alții, să primească Duhul Sfânt. Nu să ne dai bani, pentru că nu banul primează în calea sfințeniei și a lui Dumnezeu, ci sfințenia este podoaba casei tale. Pentru tot timpul cât vor ține vremurile, lăudat să fie Dumnezeu. Nu cere Duhul Sfânt pentru motivații greșite, cum l-a cerut Simon. Dragii mei, iată, aceasta este o primă piedică: când nu ne sfințim, când nu trăim în sfințenie, Duhul Sfânt, dacă nu ești botezat, nu te botează, mai întâi pocăiește-te, sfințește-te și apoi vină la stăruință. Nu trăind în păcat, vii să stăruiești ca fi bun Dumnezeu și s-a îndurat cumva. Nu. O a doua piedică în calea botezului cu Duhul Sfânt este atunci când nu este cerut. Duhul Sfânt nu dă buzna, nici Dumnezeu nu dă buzna în viața unui om. Amintiți-vă cuvintele lui Iisus din Luca 9:23. Dacă voiește cineva să vină după mine, adică nu-i nimeni obligat, nimeni nu trebuie să se pocăiască, nu trebuie să te pocăiești. Dacă nu vrei, nu te pocăi, trăiește-ți viața în continuare, în nelegiuire și în păcat, dar nu uita, te va chema Dumnezeu la judecată. Dumnezeu nu te forțează să fii creștin, nu te forțează să fii sfânt. Dumnezeu în Apocalipsa a spus, cine trăiește în neprihănire, să trăiască și mai departe. Cine-i sfânt, să se sfințească. Cine vrea să trăiască în nelegiuire, drum bun, să trăiască și mai departe în nelegiuire. Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Dumnezeu te lasă la liberul arbitru, la decizia personală, decizia care tu trebuie să o iei în dreptul tău. Ce faci cu viața ta? Fă ce vrei cu viața ta, dar la urmă vei vedea că nu e a ta și va trebui să dai socoteală celui care ți-a dat-o. În Luca 11:13,
Iată ce spune cuvântul Domnului, chiar Iisus. El va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. L-ai cerut vreodată? Dacă nu îl cer pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt nu vine. Iată ce spune Fapte 1 cu 14. Toți aceștia ce făceau? Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciuni și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și frații lui. A stărui înseamnă a cere ceva insistent. Ți s-a întâmplat cineva să-ți ceară ceva insistent? De fapt, ăsta e sinonimul cuvântului a stărui. A cere insistent. A nu te lăsa până nu primești. Și în special, ca părinți, avem experiențe cu copiii noștri. Că ei cer în mod insistent anumite lucruri, nu? Vi s-a întâmplat să intrați în magazin și copilul să se bată cu burta de florul magazinului până nu-i cumperi jucăria din vitrină? Vi s-a întâmplat, nu? Și până la urmă, cine a învins? Ei au învins. Numai nu uita, când copilul se bate cu burta de pământ că nu-i cumperi jucăria din vitrină, nu jucăria îi lipsește, educația. Dragii mei, aș vrea din toată inima să-L cerem pe Duhul Sfânt, ca El să lucreze, ca El să boteze. Cei care nu L-ați cerut, cereți-L, dar cerința asta a botezului cu Duhul Sfânt nu-i doar o cerere verbală. Doamne, dăm Duhul Sfânt, Doamne, dăm Duhul Sfânt. Dar tu ce faci ca să primești Duhul Sfânt? Există și niște cerințe ale lui Dumnezeu, nu numai cerințe ale noastre. Dumnezeu vrea să vadă că îl ceri, dar îl cer funcție de voia și principiile sale. În al treilea rând, Duhul Sfânt este o piedică să primești botezul cu Duhul Sfânt când Duhul Sfânt nu este crezut. Când există necredință. Auziți în Fapte 2 cu 13, erau oameni acolo care nu credeau. Dar alții, spune Biblia, își băteau joc și ziceau, sunt plini de must. Ăștia nu credeau în așa ceva. Există oameni care nu cred în botezul cu Duhul Sfânt. Ce-i bolboroseara aia? Pur și simplu, ajung să cadă în acel păcat despre care voi vorbi imediat, despre hula împotriva Duhului Sfânt. Unii își băteau joc, iar alții nu știau ce să creadă. Când Duhul Sfânt nu este crezut, nici n-are cum să lucreze. De aceea, în Fapte 7 cu 51, iată ce spune Sfântul Ștefan, omul, primul martir al bisericii creștine, care este lovit cu pietre și omorât. Auziți ce spune Sfântul Ștefan? Oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Oameni care nu credeau în manifestarea și în lucrarea Duhului Sfânt. Să ne păzească Dumnezeu să nu credem în această lucrare a Duhului Sfânt și în El ca persoană. Dumnezeu să ne păzească. O a patra piedică a lucrării sau a botezului cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt nu te botează atunci când nu-L cunoști. Când nu-L cunoști, n-are cum să te boteze. Auziți ce întrebare le pune apostolul ucenicilor lui Ioan, Fapte 19 cu 2. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și ce răspund ucenicii lui Ioan? Nici n-am auzit, măcar că a fost dat vreun Duhul Sfânt. Habar n-aveau de Duhul Sfânt, nici nu știu ce este Duhul Sfânt. Vreau să vă spun că una din aceste experiențe am trăit-o și eu în vremea copilăriei. De multe ori mergeam la biserică și auzeam pe frați vorbind totdeauna și predicând despre Duhul Sfânt, dar habar n-aveam ce e la botez cu Duhul Sfânt. Am fost invitat și eu într-o seară, la o seară de rugăciune specială pentru asta, stăruință, cum o numim noi. Am intrat și eu la rugăciune și când am auzit pe frați, pe surori, pe cei care se roagă acolo într-o cameră de, știu eu, câțiva metri pătrați și se rugau, nu așa, decibelic foarte tare, încât la un moment dat m-am speriat. N-am știut, mă uitam în stânga, în dreapta, nici nu știam despre ce-i vorba. Cineva m-a invitat și mi-a spus, eram copil atunci, aveam 15 ani și auzim cum se rugau foarte tare, dar nu știam de ce se roagă. Și cineva s-a apropiat de mine și m-a întrebat, ce tu știi de ce ai venit? Zic, am venit să mă rog, dar nu știu. Ce se întâmplă aici? Păi, n-ai auzit de botez cu Duhul Sfânt?
Nu știam ce să zic, n-am auzit. Știi ce e la Duhul Sfânt? Știu că am auzit pe frați predicând, dar ce e la botez? Nu știu. Și a început el, omul acela, n-am să uit niciodată, mi-a explicat puțin ce-i botezul ăsta cu Duhul Sfânt. După ce am început să primesc aceste cunoștințe despre botezul cu Duhul Sfânt, m-am dus în următoarea, în prima seară nici n-am fost botezat. M-am dus în următoarea seară, până următoarea seară, m-am dus acasă, am luat Biblia, am început să citesc mai mult și mai mult despre botezul cu Duhul Sfânt, să aflu ce-i botezul ăsta cu Duhul Sfânt. Pentru că în biserică nu se predica foarte acut și foarte insistent pe acest botez al Duhului Sfânt. După ce am primit puținele cunoștințe, câte le-am avut, poate suficiente, zic eu, m-am dus următoarea seară și am făcut următoarea rugăciune. Sincer înaintea Domnului. Doamne, eu nu știu ce-i botezul cu Duhul Sfânt. Poate frații au predicat în biserică și eu, copil fiind, nici n-am fost atent. Am citit în Biblie despre Duhul Sfânt și am găsit atâtea cunoștințe. Atâta știu despre Duhul Sfânt. Și am început să-i spun eu Domnului ce știam despre Duhul Sfânt. Și în timp ce mă rugam în felul acesta, Duhul Domnului s-a coborât și Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. Trebuie să-L cunoști pe Duhul Sfânt, ca Duhul Sfânt să te poată boteza. Trebuie să știi responsabilitățile care le ai în urma botezului. Și în al cincilea rând, Duhul Sfânt nu te botează atunci când este denigrat sau când este hulit. Matei 12, 31-32, iată ce spune Iisus. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Frați și surori, vă rog foarte mult, când auziți vorbindu-se despre lucrarea Duhului Sfânt, când auziți o prorocie, o vedenie, când auziți o lucrare a lui Dumnezeu, să fim foarte atenți ce vorbim și cum vorbim. Să nu ne pomenim că hulim împotriva lucrării Duhului Sfânt. Să fiți foarte atenți la ceea ce prorociți. Să nu ziceți așa vorbește Domnul când nu vorbește Domnul. Că asta poate fi o hulă împotriva Duhului Sfânt. Dumnezeu este supărat pe prorocii din vechime când spune Dumnezeu prin profetul Isaia, Ieremia, Ezechiel și toți ceilalți. Nu v-am trimis eu și n-am vorbit eu. Ce a vorbit prorocii, zice, au vorbit de la ei. Lucruri care nici măcar nu mi le imaginam. Nu i-am trimis eu și n-am vorbit eu. Ce tragic poate să fie. Mă rog ca Dumnezeu să trezească biserica azi. Vrei să fii botezat de Domnul cu Duhul Sfânt? Înlătură aceste piedici. Și vreau să le repet foarte pe scurt. Absența sfințirii. Vrei să fii botezat? Sfințește-te. Cere-L pe Duhul Sfânt, că dacă nu-L ceri, nu o să fii niciodată botezat. Poți să stai în biserică oricât, până nu-L ceri în mod personal, nu o să-L primești. Când nu este crezut, când crezi că Duhul Sfânt e doar o poveste sau o forță activă, Duhul Sfânt nu o să te boteze. Când nu-L cunoști, e fain să-L cunoști pe Tatăl, e bine să-L cunoști pe Fiul, dar trebuie să-L cunoaștem și pe Duhul. Când este denigrat Duhul Sfânt, prin necredința noastră în Evanghelie, prin a citi una și a practica alta, prin toate acestea, Duhul Sfânt, să știți că este lezat, este ignorat, sau cum spune Domnul Iisus mai grav, este hulit. Să ne păzească Domnul de așa ceva. Aș vrea să mă opresc aici și mă rog la rugăciunea aceasta finală. Mai sunt 6 minute, dacă bine merge ceasul ăla, până la finalul slujbei. Aș vrea să facem o rugăciune, dar rugăciunea asta când o facem, nu-i motivație pentru alții să iese să plece. Și noi stând cu ochii închiși nu-i vedem, că eu îi văd. Eu deschid ochii și mă uit și văd cum ies afară. Și nu e un lucru plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și dacă îi văd eu, cu cât mai mult Dumnezeu. Aș vrea în rugăciunea asta să ne rugăm, Doamne, dă Tu toate piedicile la o parte. Cei nebotezați să fie botezați. Cei care au fost botezați să fie reumpluți de Domnul cu Duhul Sfânt. Să ne golească Dumnezeu de tot ce-i firesc și lumesc. Și să ne umple Dumnezeu cu tot ce-i duhovnicesc. Ești gata să renunți la tot ce-i firesc astăzi? Ești gata să renunți la bani? Amin. Ești gata să renunți la minciună, la bârfă, la ură? Ești gata?
ești gata să renunți la păcate ascunse? Dacă suntem gata, Dumnezeu să reverse Duhul Sfânt. Haideți, ridicați înaintea Domnului să facem această rugăciune.